Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 21-27 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Capricorn cât și pentru toți cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Capricorni, o săptămână foarte interesantă. În primul rând, vezi că în această săptămână reușești să rezolvi o problemă foarte importantă pentru tine, reușești să vindești ceva important pentru sufletul tău, dar vezi că e ceva legat de un trecut foarte îndepărtat. Pentru unii, poate e vorba de o veche relație, de iubire Uh, poate e vorba de ideea aceasta de a închide ceva, de a transforma ceva, însă în alte cazuri văd aici o protecție foarte mare pe care o ai în legătură cu reputația ta, o protecție mare legată de un șef, o protecție mare legată de tot ce ține de iubire, tot ce ține de copii, de plăcerile tale, bineînțeles. Cei mai mulți capricorni reușesc să vindece în această săptămână o rană importantă din punct de vedere emoțional, dar este ceva dintr-un trecut foarte îndepărtat. În egală măsură, pentru alții se deschide o perioadă în care pur și simplu ai o protecție și ai o intuiție absolut fantastică. Însă, se dă startul unei perioade pentru tine, în care nu prea vei avea control asupra evenimentelor care se vor întâmpla în viața ta. Și ți se cere să ai o încredere foarte mare în divinitate, pentru că Dumnezeu, divinitatea, cum vrei tu să spui, îți pregătește ceva absolut fantastic, da? Apoi pe 22, soarele intră în semnul săgetătorului și începe sezonul acestei zodii. Dar asta înseamnă pentru tine că timp de o lună de zile vei trece prin niște transformări absolut fantastice. Vei trece printr-o perioadă în care este foarte bine să asculti visele tale. Este o săptămână în care o săptămână, o perioadă, de fapt, care se deschide și care te ajută să ai tot felul de experiențe magice legate de zona sexualității, legate de închideri, legate de moșteniri, legate de bani. Ai foarte mult, multă susținere din acest punct de vedere. În schimb, vezi că se deschide o perioadă în care nu mai ai aceeași energie vitală ca înainte. Din acest motiv este important să te concentrezi pe tine și nu pe ceilalți. Da? și să ai încredere în divinitate. Asta este cel mai important pentru tine. Apoi avem o lună nouă în săgetător, o lună nouă extrem de frumoasă, extrem de benefică, um, care te ajută foarte mult să conștientizezi un anumit lucru. Unii capricorni chiar vă puneți un obiectiv foarte înalt acolo în minte. E vorba de un nou început legat de interiorul tău, legat de Partea ta subconștientă. Pentru alții, chiar poate să fie un nou început, surpriză, uh, legat de rude, legat de anturaj, poate chiar un drum scurt pe care îl faci și care te ajută mult, dar alții e ca și cum, uh, începând cu această săptămână, se deschide o perioadă de jumătate de an în care poți să. Uh, te deschizi în fața unor schimbări care țin în principal de tine, dar atenție, nu e vorba de planul fizic, da? de cum arăți tu, e vorba de zona aceasta spirituală a ta. Pentru tine este o lună nouă extrem de profundă și vezi că norocul pentru tine vine din zona străinătății, studii înalte, călătorii îndepărtate, relația ta cu Divinul. De acolo ai o susținere absolut fantastică. Începând cu această dată de 23 noiembrie. Încă un moment foarte interesant este faptul că Jupiter, Marele Benefic, își reia mersul direct prin semnul peștilor. Iar asta pentru tine înseamnă că se deschide iarăși o perioadă în care se rezolvă tot felul de probleme legate de drumuri, mașini, tot ce ține de uh, rude. Da, persoane foarte apropiate ție, anturaj, vecini, să mai liniștesc acolo treburile. Pe de altă parte, vezi că e o săptămână foarte bună pentru tine, în care acea tensiune care este la locul de muncă, în relația cu rudele, pe zona sănătății, vezi că lucrurile se liniștesc, însă, ți se cere um, să te organizezi mult mai bine pe tot ce ține de bani. Să te organizezi mult mai bine pe tot ce ține de stima de sine. Poate atunci când iei o decizie sau atunci când ai o discuție, e ok să te pui în primul rând pe tine, pe primul loc. Asta este foarte, foarte important. Da? Iar unii capricorni, începând cu această săptămână, um, vor stabili că e cazul să țină un regim alimentar, da? într-un sens pozitiv, repet. Bun, hai să vedem mai departe. O să cer o carte uh, din oracolul arhanghelilor pentru tine. Wow! Arhanghelul Metatron este cel care te ghidează, cel care te guvernează, cel care te ajută foarte mult în această săptămână. Și vezi că el este cel care, să spun așa, guvernează tot ce ține de zona aceasta ezoterică, de zona aceasta spirituală. Da? Rugăciunile tale, vezi că vor fi mult mai mult ascultate în această săptămână. Meditațiile tale, dorințele pe care le arunci în univers. Cum vrei tu să spui? Numerele importante pentru tine sunt 4 1 5 și 41. Culorile importante sunt mov, roz, auriu. Iar mesajul din partea arhanghelului Metatron este următorul: Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o profundă stare de devoțiune necondiționată față de Dumnezeu. Și de acum înainte, vei putea fi din ce în ce mai mult la unison cu voința atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Deci, se pare că este o săptămână magică pentru tine din punct de vedere energetic, din punct de vedere spiritual. Chiar ți-aș recomanda ca începând cu această săptămână să te concentrezi foarte mult pe ceea ce visezi, pe sincronicitățile care apar în jurul tău, pentru că se întâmplă lucruri absolut magice pentru tine. Chiar cei mai mulți capricorni sunt sigură că uh, veți avea o perioadă în care poate vă veți uita mai intens la citiri de tarot, la analize astrologice. O să vreți să căutați mult mai multe informații legate de zona aceasta spirituală și asta ar fi absolut fantastic. Da? Pentru că uh, o să te ajute mult mai mult decât îți imaginezi tu. Hai să vedem. La baza pachetului pentru tine, arcana majoră puterea, o legătură cu zodia leu, însă e clar aici că este o săptămână în care pe de o parte apar provocări, pe de altă parte sunt zile bune pentru tine să te concentrezi pe forța ta interioară, pentru că vei avea din plin în această perioadă. Da? Este foarte important. Văd că lucrezi la ceva sau te concentrezi pe ceva anume, însă în egală măsură vezi că pot apărea provocări legate de muncă sau provocări legate de un proiect în care tu ești implicat. Da? Prima carte pentru tine, Regina de Monede, care poate să fie cartea ta în tarot, dar îți spune și de faptul că poți să ai legătură și cu alte zodii de pământ, cum ar fi Taur sau Fecioară o săptămână în care banii contează și o săptămână în care o să simți o abundență specială. Poate chiar reușești să rezolvi ceva legat de o casă, ceva legat de familia ta, ceva legat de o sumă mai mare de bani. În mintea ta, arcana majoră Soarele, care vorbește despre o legătură cu zodia leu sau cu zodia berbec, însă Aici tu îți vei, îți vei clarifica ceva foarte important în mintea ta. Mai văd o legătură cu un șef sau o legătură cu o persoană specială. Pentru că, așa cum ți-am spus și în prima parte, ai o susținere specială aici legată de bani, legată de un șef, legată de zona autorităților. În inima ta, arcana majoră justiția, o legătură cu zodia Balanță. În plan personal, vezi că iei o decizie foarte importantă sau reușești să rezolvi ceva legat de acte, hârtii, documente, ceva legat de, să spun așa, o relație. Deci ceva se clarifică aici. Șapte de cupe la baza manifestărilor tale. Uite, parcă simți așa în această săptămână că nu faci parte din planul acesta fizic. Atenție și pe zona iluziilor în egală măsură, chiar ți-aș recomanda acest lucru. Vezi că ai mai multe oportunități, ai mai multe variante și parcă totul se schimbă în viața ta ca prin magie, totul se schimbă în viața ta într-un mod absolut fantastic uh, și de asemenea uh. Poate ar fi bine să îți asculți intuiția dacă ai de luat o decizie importantă. În exteriorul tău avem valetul de spade. Care îmi spune mie despre o persoană sinceră, realistă, dar poate să fie și o persoană neexperimentată pe zona actelor, hârtiilor și documentelor. Iar în alte cazuri, văd că cineva se pare că. Vrea să știe mai multe lucruri despre tine. Chiar o săptămână în care ai legătură aici, văd cu persoane mai tinere sau cu persoane neexperimentate. Nouă de monede următoarea carte aici văd o persoană independentă, o persoană sigură pe ea din punct de vedere financiar, dar vezi că este o perioadă în care. Ai parte de o bucurie, de o mulțumire legată de o sumă mare de bani, legată de o casă, de o moștenire, ceva aici se rezolvă pentru tine și este absolut fantastic. Parcă primești o recompensă pentru o muncă pe care tu ai făcut-o, na? Da? Ești bucuros pentru că ai reușit ceva sau o persoană din jurul tău reușește să rezolve ceva. Și de asemenea văd o persoană care se simte aici bine într-un moment de, de singurătate. Da? Însă, repet, pentru cei mai mulți e vorba de faptul că se clarifică, se stabilizează ceva important pentru sufletul vostru. Ultima carte, 2 de băte avem aici care vorbește de o așteptare foarte mare sau vorbește despre o legătură cu zona străinătății, vorbește despre niște Planuri pe care cineva și le face da? dintr-un anumit punct de vedere, și asta este absolut fantastic. Cineva vrea ceva cu tine pe un termen mai lung, și parcă această persoană sau aceste persoane se informează foarte bine să vadă dacă tu ești persoana potrivită, dacă ai tot ceea ce trebuie. Rezolv ceva legat de niște bani, ți-am spus. Deci pur și simplu ai un ajutor absolut fantastic. Dacă ești și avansezi la muncă sau dacă ești și se întâmplă un lucru fantastic în plan profesional, atenție la colegii tăi pentru că e posibil să fie puțin invidioși. Sau chiar dacă nu mai lucrezi, atenție la vecini, atenție la persoanele din jur, că e posibil să nu vadă da, la fel de pozitiv ca tine această situație. Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal și de asemenea te invit cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile care sunt deja pe acest canal de YouTube pentru semnul tău zodiacal. Te îmbrăcișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.